sunt Adina și astăzi vreau să-ți arăt la sfatul de duminică cum poți să dai un plus de volum genelor tale dintr-o iluzie optică, evident, creată din make-up. Că de aceea sunt aici, ca să vă arăt. Mici trucuri. Rămâneți în continuare! Acesta constă în a avea un creion negru, de preferință waterproof. Poate fi și un gel din acela eyeliner waterproof. Ideea este următoarea. Nu m-am dat cu rimel, tocmai ca să vă arăt diferența de stânga-dreapta după truc. După și înainte de truc. Tot la sfatul de duminică, acum mai mulți ani, am mai făcut o chestie, tot pentru gene voluminoase, și anume să pun pudră printre gene și mai apoi să dau cu mascara. E, astăzi vreau să vă arăt primul pas pentru a obține niște gene mai voluminoase. Da, într-adevăr, de multe ori contează și tehnica cu care ne aplicăm rimelul, contează și textura rimelului, contează foarte mult și ce gen de gene avem. Ale mele pot să vă spun că sunt din acelea cele mai subțiri, rare, pentru că mă le demachez foarte mult și văd cum încad, nu le mai îngriji cu niciun fel de tratament și cu toate astea vreau să vă arăt diferența stânga-dreapta, da? Acum, trucul este să aplici acest creion waterproof. În loc să-l aplicați jos, pe linia interioară, semiconjunctivă, îl aplicați pe conjunctivă, care este sus. Ștergem excesul, dacă e cazul. Și acum vreau să vă uitați stânga-dreapta. Stânga-dreapta la mine este deja o diferență, eu o văd clar și sper că o vedeți și voi. Spuneam eu în sfatul de duminică, poate găsesc link-ul și îl pun mai sus, că luăm un pic de pudră și dăm printre gene. Efectiv, știți cum sunt de fapt primerele acelea albe? Acolo tot așa se construiește o textură la care se adere mascara noastră. Hai să vedem cum arată și cu pudra aceea dată printre rădăcini și mai apoi cu puțină mascara. Să știți că de multe ori nu este neapărat despre cât de lungi sunt genele, ci este despre cât de intens este negru de la baza lor, respectiv negru aplicat printre rădăcinile genelor. Și din nou vreau să vă arăt stânga-dreapta. Practic arată ca și cum aș fi aplicat gene false, da? Tocmai pentru că am făcut acel negru intens la bază. Și încă ceva voiam să vă mai spun apropo. Dacă aveți ochii hazel, să spunem, aveți genul de culoare care are și căprui și verde și vreți mai mult să se vadă verdele sau căpruiul, dacă vreți să se vadă mai mult căpruiul, puneți un creion, de exemplu cum e acesta, care bate spre verde și atunci vă scoate în evidență mai mult căprui. Dacă aveți ochii albaștri, puneți un brun închis. Sau, de exemplu, ne întoarcem la aceia ochi care vor să pară mai verzi. Puneți ceva tot așa maro și o să vedeți că o să aveți rezultate super cu minimum de make-up. Nu uitați, less is more și până data viitoare, vă pup! Urmăriți-mă și pe Instagram, acolo sunt foarte, foarte activă, postez zilnic și aici pe YouTube încerc să mai pun încă o nouă rubrică, dacă nu-mi iese, oricum o dată pe săptămână, ne vedem! Nu uitați, share, like, subscribe, follow, zâmbetul este cel mai frumos make-up și da, până data viitoare, vă pup cu mare, mare drag! Pa, pa!